Noile acte normative în domeniul sănătății aduc o serie de modificări asupra legii numărul 95/2006 privind reforma în sănătate, mai ales în ceea ce privește echilibrarea financiară și stingerea datoriilor pe care le au spitalele către furnizorii de materiale sanitare și prestatorii de servicii. Dacă în condițiile anterioare Spitalul Județean de Urgență Vâlcea nu înregistra arierate, prin noile modificări, unitatea spitalicească apare cu plăți restante în valoare de 5.933.233 de lei până la data de 6 iunie, a precizat pentru Ager Press Ion Câlea. Pentru ieșirea din impasul produs de modificarea duratei de achitare a datoriilor, președintele Consiliului Județean Vâlcea Ion Câlea a organizat o analiză detaliată împreună cu conducerile Spitalului Județean de Urgență și Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate asupra situației financiare, pentru ca, în funcție de noile prevederi, să se stabilească cele mai potrivite măsuri de încadrare în termenele de plată, dar și pentru reducerea cheltuielilor spre a preveni intrarea Spitalului Județean în incapacitate de plată. Printre măsurile propuse azi și aprobate în ședința operativă s-a numărat și introducerea unui registru de evidență a cheltuielilor, în așa fel ca plățile onorate de spital să se efectueze prioritar în funcție de vechimea și valoarea datoriilor. De asemenea, pentru asigurarea unei stricte discipline financiare, s-a hotărât ca toate plățile să fie avizate în prealabil de către Consiliul Județean Vâlcea în calitatea sa de ordonator, evitându-se astfel orice situații de plăți preferențiale, a menționat președintele Consiliului Județean Vâlcea. Deoarece capacitatea financiară de achitare integrală a arielatelor în condițiile impuse de ordonanța de urgență numărul 55/2013 nu poate acoperi toate restanțele Spitalului Județean de Urgență, președintele Ion Câlea urmează să se adreseze către Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate pentru a se găsi surse de finanțare în vederea stingerii restului de arierate neacoperite înregistrate după intrarea în vigoare a ordonanței de guvern.